nu văd de ședință mare. Stau boieri pe scaun, stau și în picioare. Se discută probleme, se analizează ce nu merge bine, ce incomodează. În cap de masă pe scaun însuși văd de țepeș stă. Boierul Velea face prezența și numără. Se ridică Vasile, zice țepeș, doamne, stăm bine cu producția de cereale și carne. Am depășit planul în industria de zgură și am fost informat că nici nu se mai fură. În producția de țepeș suntem, doamne, pe primul loc în lume. I-am depășit pe americani, fără rușine putem spune. Dar există probleme și în industria de țepe. Se ridică în picioare boierul Șulea Trepe. Nu mai avem lemn de paltin, producția stagnează de ieri. Iar ștejarul țepeș, doamne, ținem doar pentru boieri. De aceea propun să facem țepele din lemn de prun. Vor fi bețit mai puțin, iar lemnul e destul de bun. E o propunere bună, zice țepeș, propun chiar de mâine să înceapă producția cu lemn de prun. Totul să meargă bine, țapa să iasă fain, să nu se neglijeze problema de design. Țapa să fie suplă, să satisfacă clientul, să se potrivească perfect cu prima și ambientul. Să se trimită cadre, să se specializeze economia de lemn, să nu se neglijeze printr-o reproiectare justă, să se elimine orice sofism, astfel încât țepele să reziste și la seism.